Prozator și publicist literar Ovidiu Dunăreanu vine joi 6 aprilie la Megidia pentru a-și prezenta romanul Lumina îndepărtată a fluviului. Evenimentul cultural va fi găzduit de Biblioteca Municipală Megidia începând cu ora 13. Ovidiu Dunăreanu va poposi la Megidia pentru a-și prezenta primul roman din cariera scriitoricească, axată pe proză scurtă, publicistică și memorialistică. Lumina îndepărtată a fluviului, volumul de peste 300 de pagini, a fost lansat încă de anul trecut, iar joi scriitorul va veni în municipiul de peste canalul Dunăre-Marea Neagră, alături de scriitoarea și criticul literar Diana Dobrița-Bâlea. Joi, începând cu ora 13, sunt așteptați la Biblioteca Municipală Megidia, iubitorii de lectură, alături de scriitorul dobrogean Ovidiu Dunăreanu, ne va prezenta ultimul roman al dânsului, ce s-a lansat anul trecut, Lumina îndepărtată a fluviului, acesta este titlul romanului, și alături de dânsul o avem invitată pe doamna Diana Dobrița-Bâlea, scriitoare și critic literar. Scriitorul s-a născut la Arad la data de 21 februarie 1950, dar și-a petrecut copilăria și adolescența pe malul Dunării, în comuna Constanța-Ostrov. Printre cărțile pe care Ovidiu Dunăreanu le-a semnat de-a lungul timpului se numără Preludii epice, Concert la patru mâini și Vitralii.